Salutare, mă băieți, și bine v-am găsit la al doilea episod din cariera noastră cu FC Dinamo București. Astăzi avem o partidă cu Voluntari unde trebuie să scoatem obligatoriu cele 3 puncte, deoarece nu putem risca încă de la începutul campionatului să pierdem puncte importante, mai ales într-un meci cu FC Voluntari, care nici ei nu se află în cea mai bună stare. Dar sperăm să scoatem cele 3 puncte. Am modificat puțin echipa după accidentarea lui Robi Moldoveanu la ligamentele încrucișate timp de 7 luni. Astăzi sperăm însă să aducem cele 3 puncte, mai ales că jucăm pe teren propriu. Marius Tomozei acum la balon. Bine, Jonathan Rodriguez. Ivanovski, noul atacant titular, putem spune. Ivanovski, ușor faultat acolo. Nu-i arată cartonașul galben, însă este prea devreme. Jonathan Rodriguez pentru Grădinaru, să vedem pe Grădinaru. O pasă bună, Jonathan Rodriguez scoate Râmnicianu foarte, foarte bine. Să vedem aici cea centrare. Ricardo Grigore se înalță foarte bine, însă prinde Victor Râmnicianu, un portar destul de bun, să zicem. Marius Tomozei încearcă centrarea. Tomozei, nimeni acolo. Jonathan Rodriguez încerca să câștige acolo duelul aerian. Am uitat să vă menționez, avem hands-urile activate, deci la orice fază putem spera sau ne poate îngropa chiar, de ce nu. Să-l vedem aici pe Cosmin Matei, cu o pasă foarte bine pentru Cătălin Carp, care îl vede foarte bine pe Jonathan Rodriguez, o pasă pentru Mirko Ivanovski. Arbitrul ridică fanionul prea târziu și am avut puțină speranță la această fază, pentru că Ivanovski scăpa singur. Foarte bine Jonathan Rodriguez, Gabi Torje. Îl vedem pe Torje aici ce încearcă. Foarte bine Jonathan Rodriguez, Cătălin Carp. Încercăm un șut de la distanță cu Cătălin Carp. Foarte, foarte bine șutul lui Cătălin Carp, însă poarta nu este prinsă. Forțăm aici prin Grădinaru, facem un pressing foarte, foarte înalt. O minge scoasă la jumate, Ricardinho, foarte bine Nemet, ce pasă bună, Costin. Însă sunt acolo fundașii noștri foarte bine puși pe poziție. Ekman acolo aproape să greșească. Steliano Filip ține balonul în teren. Marco Ekman. Tomozei. Vedem pe Tomozei care prinde aici puțin avans. O pasă bună pentru Jonathan Rodriguez, care ne poate ajuta foarte mult în acest sezon. Cosmin Matei pentru Grădinaru. Grădinaru încearcă din prima. Ce reflex are Râmniciaru. Dario Bonetti acolo este supărat. Ricardo Grigore, să vedem aici. Grădinaru face o preluare. Oh, Jonathan Rodriguez, ce greșeală. Ionov, foarte bine, Ionov aici scapă. Tomozei vine aici să strângă zona. Normal, el trebuia să fie aici. Să vedem, foarte bine, Budescu foarte bine la mijlocul terenului. Ce a încercat acolo Nemeț. Eșan nu se prinde. Tomozei, foarte bine, Jonathan Rodriguez a greșit acolo, dar nu are nimic. Totuși este un jucător cu o experiență. Să-l vedem pe Gabi Torje. Gabi Torje, o centrare bună, Ivanovski acolo, să vedem aici dacă ajunge Grădinaru, nu ajunge Grădinaru la acest balon, însă posesia ne aparține în continuare după această degajare. Jonathan Rodriguez trage dropa și el acolo foarte, foarte atent. Vedem aici Ionov, am crezut că încearcă pe viteză. Îl vedem aici pe Adam Nemeț. Adam Nemeț greșește și el pasa. Se vede că a fost dinamovist. Cătălin Carp. Și mingea nu o mai ține în teren Ionov. Au trecut 40 de minute din prima repriză și noi am atacat foarte bine, dar la unele faze am fost net descoperiți. Îl vedem aici. Carp, a doua greșeală la rând a lui Carp. Nu mai joacă nimic Carp în aceste minute. Și au trecut foarte multe minute, sperăm să nu
să nu ne prindem, măcar să intrăm la pauză cu un egal care ne-ar putea ajuta în a doua repriză. Foarte bine Budescu, să-l vedem pe Budescu acolo, Ekman, superior, foarte bun. Să vedem aici dacă ne pot prinde un joc foarte bun, îl pasez, Steliano Filip, salvează decisiv, este ultima fază, așteptăm arbitrul să fluiere. Să vedem, ce emoții, ce emoții am avut la această fază, la pauză, se intră cu scorul de 0-0 între Dinamo și Voluntari. Două echipe apropiate cât de cât, a fost un pic mai bun decât ei, nu cu mult, dar sperăm în a doua repriză să rupem gura târgului și să reușim să deschidem scorul. Și de ce nu să reușim să câștigăm cele trei puncte care sunt puse astăzi în joc pe stadionul din Ștefan cel Mare. Am așteptări foarte mari de la băieți, am mai pus pe lista de transferuri trei foști jucători care au trecut pe la Dinamo. Și ce pasă Ivanovski, nu face preluarea bună. Revenind la subiect, am mai pus pe listă trei jucători care au mai trecut pe la Dinamo. Paul Anton, Ionuț Nedelcearu și Dorin Rotariu. Mirko Ivanovski, foarte bine pentru Grădinaru, să-l vedem pe Grădinaru, aici intră în poziție centrală. Grădinaru, însă Tamaș acolo, foarte bine, Gabi Tamaș. Știe cât de cât jocul dinamoviștilor. Tamaș în acest sezon s-au modificat foarte multe, însă îl vedem pe Costin care reușește să scape, să vedem dacă merge pe o centrare. Da, centrarea este bună, însă și noi am stat foarte bine. Jonathan Rodriguez aici trebuie să dea drumul la pasă repede, Torje pentru Mirko Ivanovski care este făcut de Armaș din corp, însă nu este nimic. Avem multe încercări. Asta mă bucură, deoarece în turneul de pregătire am ajuns destul de departe, am ajuns până în finală, însă am pierdut foarte, foarte aproape, însă am avut și o echipă precum Portimonense și Mihai Eșanu aici îmi dă puține emoții. Trebuie să scăpăm cât mai repede de balon. Și îl vedem aici pe Cosmin Matei, care intră direct în adversar. Doamne, doamne, am scăpat la o fază, să vedem cât mai avem de îndurat astăzi. Foarte bună pasa pentru Costin. Costin încă o dată pe partea lui Steliano Filip. Să vedem ce va încerca Costin, o încălcâi foarte bine. Ekman acolo și el foarte... Ricardo Grigore cred că a fost la acea fază. Și acum... Eșanu! Închide poarta în fața lui Dropa. Constantin Budescu iese de pe teren și va intra Ion Gheorghe, un jucător foarte, foarte bun și Gheorghe. Nu, ne complicăm aiurea, ne complicăm aiurea, însă Eșanu iese acolo hazardat. Ricardo Grigore pune echipa poate pe contraatac. Cosmin Matei, ce pas a încercat acolo pentru Gabi Torje, știu sigur. Doamne, ce... pasa a putut să dea acolo Cosmin Matei. Mă așteptam la o pasă mai bună, dar... Costin iarăși îl face pe Steliano Filip aici în bandă. Jucătorii noștri sunt și foarte obosiți, deci trebuie să-i înțelegem. Vedem aici Nemeț. Nu, de data asta nu mai scăpăm. Minutul 80. Voluntar deschide scorul prin Dropa. Nu, Ionov a fost marcatorul, se resimte acolo Jonathan Rodriguez și trebuie schimbat neapărat. Da, se pare că trebuie schimbat Jonathan Rodriguez, va intra Ivanov și îl vom băga pe Piore la mijloc și Vlad Morar în față, poate va mai schimba ceva în jocul nostru, poate să scoate măcar cum a punctul. Și ce pasă bună pentru Grădinaru, se descurcă Grădinaru foarte bine acolo. Mingea este pentru noi, avem minge. Gabi Tamaș, se fac schimbările, Torje cu centrarea foarte bună, Ricardo Grigore. Foarte multe ocazii, fundașul se vede că s-a zbătut, iese Adam Nemeț. Intră și Ivanov,
în locul lui Jonathan Rodriguez, care se resimte. Cred că a făcut o întindere ceva scurt. Am văzut că se ținea de picior și asta nu poate fi de bine. Orice accidentare ne poate strica jocul. Și vedem aici și Bara ne salvează în aceste momente. Ce pasă frumoasă pentru Marius Tomozei, Ivanov, cu Morar, îl vedem pe Morar, n-are cu cine Morar, Grădinaru, nu, faza încă nu s-a terminat, să-l vedem aici pe Ivanov, ce greșeală și voluntar câștigă cu 1-0. Nu trebuia acest pas greșit încă de la început. Am pierdut, nu suntem în stare să dăm gol voluntarului și asta ne-a costat foarte, foarte mult. Însă și Jonathan Rodriguez, accidentare foarte nasoală. Avem aici câteva antrenamente. Marius Tomozei spune că este foarte fericit că a jucat în acest meci. Să vedem aici, 4 săptămâni Jonathan Rodriguez, Ivanov va deveni titular pentru meciul următor. Avem meciul următor, Bani se duce la Huracan, nu. Nu trebuie să plece acest jucător în asemenea țări. Ionov ne-a îngropat meciul acesta, a fost decisiv. Nici la Montreal nu va pleca Ahmed Bani. Și urmează o partidă cu FCU Craiova, să vedem însă cine va intra în locul lui. Deci vom schimba aici și va intra Ivanov, asta e clar, și vom miza pe Vlad Morar în față, în meciul cu... Stai că l-am uitat să-l schimb pe Jonathan Rodriguez de pe bancă. Pe bancă va veni, desigur, Andreas Mihaiu. Am încredere și în Mihaiu. Nu înțeleg ce nu este ok la echipă. Ok, auto replace, nu mai contează. Sperăm însă să aducem de dat la asta cele 3 puncte. Avem un meci mai ușor, pot spune. FC Universitatea Craiova nu este chiar în chiar cea mai bună echipă, dar are unui jucător precum Dembele, dacă nu mă înșel, Ondan, Bălan, Hugeberg. Sunt foarte mulți jucători la Craiova care joacă fotbal, o spune. Cosmin Matei pentru Ivanov foarte bine pentru Cosmin Matei la mijlocul terenului. Cosmin Matei avansează fără emoții. Gabi Enache și el acolo se ține aproape. Mirko Ivanovski. Ivanovski. Nu apucă să paseze Ivanovski acolo și stricăm un atac care era foarte bine poziționat, după părerea mea. Avem aici Ricardo Grigore care scapă, Enache în duel cu Steliano Filip, doi jucători foarte, foarte talentați. Nu are unde să paseze. Azamoa, iese mingea. Filip, Cosmin Matei, să vedem pe Matei. Steliano Filip, foarte frumos cu Mirko Ivanovski. În spatele lui, duelul jucătorilor cu numărul 44. Foarte, foarte bine. Foarte, ce pasă, bată, n-avea cum să prindă acest balon. Mihai Eșanu joacă scurt cu Marco Ehman. Foarte bine, Ricardo Grigore, să-l vedem pe Grigore. Ricardo Grigore avansează, pasă pentru Cosmin Matei. Grădinaru, foarte bine, Grădinaru. Ivanovski, nu dă drumul la pasă, Ivanovski. De ce nu a dat drumul la pase Ivanovski? Nu înțeleg. În loc să jucăm pase, noi ne prostim. Uitați-vă că asta ne pot costa. Bălan, Ondan. Iese Eșanu la timp. Și pasează cu Filip. Putem declanșa un contraatac. Matei. Foarte bine pentru Grădinaru. Un duel cu Negru. Jucător bun și Negru. Mirko Ivanovski iarăși greșește acolo. Cătălin Carp nu e în stare să facă o preluare.
jucătorii nu ne ajută încă în aceste momente foarte, foarte mult. Deși am jucat foarte, foarte bine în turneul de pregătire, acum nu știu ce se întâmplă cu băieții noștri. Mihai Eșanu! Alunecă Eșanu! Mihai Eșanu alunecă în momentul pasei și Button deschide scorul pentru FC Universitatea Craiova. În minutul 25, Grădinaru încearcă să treacă în viteză, reușește acolo în prima fază, Negru, să vedem, Negru nu reușește să-l țină Grădinaru aici, Kovacic, foarte bine poziționat Kovacic. Este el un fundaș foarte, foarte bun, ni l-am dorit în acest sezon pe Kovacic. Începem foarte slab acest campionat. Să vedem aici. Eșanu a ieșit, Anapota și asta se vede, însă Mihai Eșanu reușește. Bate în aici în duel cu Tomozei. Mamă, ce pase! Se vede că Craiova a început să miște. Cred că dacă nu greșeam la acel gol. Ce frumos, Ondan. A venit bine pe șut, Ondan. Grădinarul, o rulet acolo. Grădinarul va fi o revelație acestui campionat, din câte vedem. Cătălin Carp, Kovacic, decisiv la această fază. Dacă Kovacic nu era atent, Mirko Ivanovski putea scăpa 1-1 cu portarul. Trebuie să avem mare grijă la aceste faze, deoarece Craiova are jucători foarte periculoși pe viteză. Nu, Cosmin Matei nu reușește acolo pasa. S-a complicat aiurea. Negru, ce pasă frumoasă a lui Negru. Vedem aici Craiova cum cât de frumos combină prin multe pase. Bălan ne-au prins aici, însă Eșanu salvează. Salvează și el ce e de salvat în aceste momente. Ivanov acolo se duce lângă Ondan pentru a-l nu lăsa să joace scurt. Ivanov, ce s-a prins! Foarte, foarte mare viteza lui Ondan. 2-0 la pauză pentru Universitatea Craiova, pentru FCU mai exact. Ne-au condus de la un cap la altul, cei de la FCU Craiova. Începusem bine, sincer, începusem bine. Până în minutul 25, unde a reușit să se rupă diferența de scor. Măcar să marcăm și noi un gol, să nu fim chiar așa, să batem drumul deja până la Craiova. Gabi Torje, Gabi Torje, Torje trage acolo și Popa! Popa, ce bine! A scos Popa acolo. Ivanov. Nu, jucătorii noștri nu se chinuie nici ei, din câte vedem. Ricardo Grigore aici mi se pare foarte, foarte bun. Să vedem pe Mirko Ivanovski. Cu o pasă foarte bună pentru Torje. Wigobert. Nu înțeleg ce s-a întâmplat aici. Probabil a fost un hand ceva la Torje, că fault acela nu avea cum să fie. Ne joacă Craiova pe toate părțile. Wow, Negru, ce viteză! Foarte bună pasa! Ne-au scos din joc total. Ne-au scos din joc total. Ce fază! Torje, degeaba mai încearcă Torje, la 3-0, minutul 60 și posesia de partea craiovenilor. Deci pur și simplu FCU ne-a demoralizat complet. Nici, Ondan, bine că a tras de la distanță, bine că a tras de la distanță. Ondan i s-a făcut milă de noi.
Ivanov pentru Torje. Să-l vedem pe Torje la această fază. Poate reușim să mai marcăm și noi un gol. Huygebert, imperial. Imperial și Kovacic. Au fost foarte buni fundașii Craiovei. Ne-au închis absolut toate zonele. Batten acolo foarte bine a protejat. Tomozei. Ivanov. Vedem aici pe Cătălin Carp. Carp n-are cu cine, dar reușește frumos să păstreze balonul. Mirko Ivanovski pentru Grădinaru. Să-l vedem pe Grădinaru cu centrare. Cătălin Carp. Ivanov. Ivanov n-are cu cine. Cătălin Carp. Cosmin Matei. Și avem corner. Minutul 75. Foarte bună șutul lui Cosmin Matei. Torje. Marco Ehman. Se înalță și Ehman. Trebuie să ne retragem acum. Ehman reușește să țină balonul în teren. Foarte frumoasă faza, însă Ehman nu reușește să treacă de negru. Și Enache. Uitați-vă la Enache. Cum reușește? Foarte, foarte bine Enache. Steliano Filip. Se dă fault. Și galben pentru Steliano Filip. Doamne, doamne, să se termine mai repede acest coșmar, deoarece Craiova nu avea voie să ne bată astăzi. Se dă offside la Grădinaru, deși nu mi s-a părut offside la această fază, sincer. Craiova în continuare cu pase foarte multe. Încercăm pe toate părțile să... Mihai Șanu n-are cu cine, combină cu Ricardo Grigore. Și cercare o pasă pentru Gabi Torje direct pe Huygebert a fost această pasă. Ce frumos, Ehman însă, Ehman, Eșanu și el. Craiova ne-a făcut de râs astăzi, ne-a demonstrat ce este ăla fotbal. 3-0 FCU ne-a îngropat astăzi. Meci foarte, foarte prost din partea noastră. Am avut așteptări, pot spune, de la acest meci. Însă FCU Craiova s-a descurcat foarte, foarte bine. Meciul a fost un dezastru total. Ivanov... Doamne, doamne. Să vedem dacă vom rezolva transferul unuia dintre acești jucători. Paul Anton poate să vină la echipă încă din acest sezon, să revină mijlocașul dinamovist. Nici nu știu, îl vom da pe Răuță la schimb și vom oferi o sumă de 1 milion, că vom mai oferi 1 milion pentru Paul Anton, un total de 1.500.000, 1.400.000, eu accept această ofertă. Paul Anton la 30 de ani poate să se întoarcă înapoi la Dinamo și să devină noul capitan, iar cu această ocazie Jonathan Rodriguez poate pleca înapoi la CFR. Paul Anton acceptă să fie crucial, îi vom oferi un 3 ani, acceptă 3 ani, fără clauză de reziliere și vom renunța la acest bonus. Și Paul Anton se reîntoarce la Dinamo. Facem un transfer foarte, foarte bun. Să vedem cum reușim să îl introducem în echipă. Va fi în locul lui Jonathan Rodriguez mai mult ca sigur. Paul Anton devine. Jonathan Rodriguez se va întoarce la echipă deoarece nu mai avem nevoie de serviciile lui. Însă îi mulțumim foarte mult pentru ceea ce a făcut la Dinamo. Gabriel de Măura, vedem că e suspendat 2 meciuri în cupă. Jonathan Rodriguez, nu putem să plătim deoarece nu mai avem bani, am uitat. Însă să vedem cu cine vom avea următoarele. Ricardo Grigore ofertă pe 760, însă nu îl vom da. Ricardo Grigore este un jucător foarte, foarte talentat și foarte tânăr, însă am mari pretenții de la Ricardo Grigore, deși a jucat foarte, foarte bine. Ondan
ne-a făcut meciul. Noi suntem pe ultimul loc alături de CS Mioveni și urmează un meci cu Clinceniul, care nici nu îi vedem în aici la retrogradare. Să vedem, au venit scoutării despre Dorin Rotariu și Nedelcearu. Rotariu 1.800.000, iar Nedelcearu 1.900.000, doi jucători foarte, foarte talentați. Probabil vom încerca să-i luăm în următoarea Marco Ehman 1.200.000. Este o ofertă foarte, foarte bună. Însă vom mai ține de el, vom mai ține de Marco Ehman, deoarece este tânăr și am încredere în el. Cam atât, mă băieți, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și în acest episod. Din păcate am avut două înfrângeri foarte drastice, una cu FC Voluntar 1-0 și un meci cu cei de la FC Craiova care ne-au dat cu terenul în cap 3-0. Sperăm ca în următoarele două partide, una cu Academica Clinceni și cealaltă cu Chidia Târgoviște, să facem un rezultat cât mai bun. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne auzim la episodul următor. Ciao!